această fază fixă, Budescu se pregătește să execute, bate în forță, Budescu și gol! Fabrizio! Astra deschide scorul în minutul 8 cu execuție magistrală a brazilianului, un exterior de Copacabana care trimite mingea în vincul porții lui Bălgrădean. Astra deschide scorul cu această execuție de generic a lui Fabrizio, ce înseamnă centrarea șutată. Brazilianul practic doar a pus piciorul, a ținut glezna tare și mingea s-a dus în vincul. Iată-l pe Marius Șumudică, transfigurat la această fază. Superbă reluarea lui Fabrizio, 1-0 pentru Astra Giurgiu. Iar planurile lui Alexa probabil date puțin și al aici lui Moraes. Gol! Se reduc, egalează la câteva secunde după deschiderea scorului. Ce greșeală lui Junior Moraes. Fabrizio și Silviu Lung se invită reciproc la această minge. Nu au trecut peste euforia deschiderii scorului și e din nou egalitate. Incredibil, două goluri într-un singur minut. Este 1-1. Junior Moraes prea moale această trimitere cu capul către propriul portar. Iată o fază care nu anunța absolut nimic. Iar Sere Diuc, un jucător cu viteză, profită, nimic de făcut pentru Silviu Lung. Vedem pe Teixeira care încearcă să-l lanseze pe Florea. Mingea ajunge însă la Budescu. Iată un atac bun al Astrei, centrarea lui Budescu. Florea ajunge la minge, Florea un dribling, Florea gol! Daniel Florea reușește să marcheze. Și din nou Marius Șumudică este inspirat. Minutul 48, Astra face 2-1 după un gol foarte frumos al lui Daniel Florea, care a reușit să preia. Vedem centrarea lui Budescu, norocoasă însă, pentru că mingea l-atinge pe Dan Popescu. Florea lucrează excelent până la capăt faza și Astra este din nou la conducere. Minge lungă pentru Florea. Foarte bine se descurcă Albu. Ar fi vrut un fault Florea pentru că a fost agățat. O greșeală aici a lui Dobrosavljević. Budescu! Budescu! Gol! Gol Astra! 3-1 după o gafă a lui Dobrosavljević. Și Astra se desprinde, cred, în câștigătoare aici la Chiajna. Alexa nu-i vine să creadă. O fază care nu arunța absolut nimic. Budescu îl întoarce foarte ușor pe Dobrosavljević după ce acesta nu a reușit să preia acea pasă și finalizează cu mult calm. Iată reluarea cu Albu care îi trimite lui Dobrosavljević. Nu reușește să preia. Budescu îl întoarce foarte ușor și cu mult calm îl execută pe Bălgrădean.